După apariția în presa unor articole referitoare la decesul unui deținut din penitenciarul Giurgiu la sfârșitul anului trecut, centrul de detenție vine cu precizări în acest caz. Reprezentanții penitenciarului spun că la 3 zile după Crăciun, persoana privată de libertate a început să se simtă rău și a fost transportată la infirmeria unității, iar ulterior transportată la UPU Giurgiu cu diagnosticul de suspiciune de supradoză de medicamente. În aceeași zi, deținutul a fost transportat la Spitalul București Florea, secția toxicologie, locul unde a și decedat. Înștiințată de deces, familia deținutului a spus că acesta ar fi murit în urma agresiunii fizice, însă conducerea unității de detenție precizează că, în urma examenelor medicale, nu au fost constatate semne de agresiune fizică. Cercetarea cazului intră în competența parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, iar cauza decesului se stabilește prin certificat medico-legal emis de Institutul Mina Minovici. Tânărul decedat avea 24 de ani și ispășea în penitenciarul Giurgiu o pedeapsă de 3 ani pentru tentativă la tâlhărie.